Mulțumesc tare mult, Sorin. Drum bun săptămâna viitoare către Asia, iar acum mă invit... Andreea, mai am ceva să spun. Da? Pentru că este o zi specială, vreau să te invit să privești spre poarta centrală. Câțiva dintre prietenii tăi apropiați au venit să turez de la mulți ani în direct. Știu cât ești de ocupată! Doamne! Ia uite, așa cântăm cu toții! Da, hai! Mulțumesc din suflet! Ce tot frumos a făcut Moș Crăciun! Moșul, ai gătit bine! Mulțumesc din toată inima! Avem un pachet de flori pentru tine și fii atentă ce ți-am pregătit. Ia să vedem! Un DVD, da? Cu imagini pe care tu nu le ai de când erai tu micuță asta cu 2-3 ani. Până a crescut măruță, da? Un microfon că nu mă aud așa. Deci sunt imagini cu tine de când erai micuță, da? De când erai tu, când spuneai tu primele poezioare. Păi, de mine și de... Sper să nu le arătați astea, rămân pentru videoteca personală. Exact, da? Chiar acum putem să vedem pe ecran câteva imagini de astea, adică chiar sunt binevenite. Nu sunt binevenite. Trebuie cenzurate puțin. Și noi am trecut, așa să spunem, la mulți ani. Mulțumesc din toată inima. Știu că vrei să... Ce e aici? Ia să vedem. Sunt cartou în care să pui primele tale prăjituri. Ce bine arată! Și mă rog, inima pentru România. Stai. Păi da, asta zic, cer ajutor. Și un DVD cu muzică de George Enescu, ca să fii calm atunci când gătești. Mulțumesc. Și stai puțin, că trebuie să mă apuc și de sport. Așa? La modul serios, da? Sau Violeta. Ține tu microfonul, că eu nu mai am mâini. Poftim? De sport te-ai apucat de foarte mult timp. Da. Tenis ai jucat cu mine, ți-am pus și un tricolor. Da? După știu cum văd că stau lucrurile aici, vorbim la de performanță, ani, da? La păi tu la 39 de ani vrei să mă apuc de performanță? La mulți ani, să fii fericită. Sărumâna. Te aștept la o nouă lecție de tenis. Mulțumesc. Să știi că racheta asta a jucat ultimul meci anul trecut. A fost un meci demonstrativ. Mulțumesc. Da? Și am păstrat-o pentru tine, pentru acest mulțumesc moment special. Mulțumesc din suflet și vă iubesc. Mulțumesc din suflet, Nu te-ai așteptat la nimic din toate astea. Trebuie să îți mărturisim că, într-adevăr, toată lumea care te iubește și nu sunt puțin aceia care și-au dat mâna ca acest DVD să fie al tău, îți vei aminti și am văzut că nu vrei acum să vedem cu toții acele imagini. Nu, mi-e frică. Dar te-ai bucurat tu. Mulțumim din suflet, doamnă Irina Radu, care ne-a ajutat să te iubesc! Strângem aceste imagini directul de programe și, de asemenea, mulțumesc Irina Negraru suflet. Și ea din partea departamentului Audio Multimedia. Mulțumim tare mult și încă ceva. Da? Știm că tu ai un tur preferat. De mulți ani îl comand și încă nu s-a plictisit. Nu știu până când va continua să-l comande. E un tur pe care fiecare an... Ghiță? Exact, Cofetăria Caramel ți l-a dăruit. Abia aștept să-l gustăm. Și dorința acum, chiar dacă nu mai Da. Vrem să știm cum o dorință. Și dă-ne o feliuță, ca să nu mai lungim vorba. Vreau să trăiesc mult și bine, sănătoasă, spun dorința cu voce, tare, să-mi văd fata mireasă. Atât am doresc. Da, bravo, frumos. Mulțumesc. Și pe ai voștri, și pe ai voștri. Andreea, avem aici în public o doamnă care te urmărește de ani de zile. N-a pierdut nicio emisiune cu unde tine. Doamna? Vrea să-ți ofere un buchet din suflet, un buchet minunat de flori pentru Simona! Tine. Simona! Simona, n-a lipsit timp de 9 ani de la nicio emisiune surprize și anul acesta de la nicio emisiune prețuiește viața. M-a ajuns puțin? Îți mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc, draga mea! Să fii sănătoasă este fanul numărul 1, să spun așa. Îți mulțumesc, Simona. Vă mulțumesc tuturor. Vă rog, tăiați tortul înainte să se termine emisiunea, da? Nu mă așteptați pe mine. Da, nu merge să te feliuțe. Doamna Andreea, ce să zic, mă bucur că am apucat ocazia asta festivă, când împliniți și dumneavoastră 22 de ani. Mulți înainte, să fiți sănătoase. 22 peste alți, nu mai zicem câți, da? Nu contează. Așa? Mă bucur că suntem de o seamă, de o făptură și de o mamă, cum zice cântecul. Ce să vă zic, succese nebănuite și numai bine! Îmi amintesc că
că în a doua ediție a emisiunii noastre... Nu, Andreea, nici a doua, nici a noua, este a 10-a ediție și trebuie să fie una de nota 10 pentru tine. E o seară specială, 30 și un pic de ani. 39 de ani, da? Un an și vreau să stau un pic de vorbă cu publicul, dacă îmi permiți. Te rog, te mai rog, devreme, vreau să dăm buzna așa te, în viața te ta eu după de, o, de odinioară. De odinioară. Așa, da? Și vreau să știu... Dragi prieteni, vreți să vedem sau nu imaginele acelea cu Andreea de demult? Vreți? Mai tare să vă aud! Mie-mi o curajăm pe Andreea? Mie mi-e cam teamă de ce ați pregătit. Ia să vedem. Ai încredere și mergi pe mâna noastră? Hai să privim imaginele. Oh, micul Sumo! Micul Sumo! Aveam un an de zile în imaginile astea. Cum îl chema? Mai ții minte? Martinică? Da, da, da. Aici sunt alături de mama, dragă de ea. Așa mi-aș fi dorit să fie aici. Cu Moș Crăciun al meu de la grădiniță. La 6 ani, când am pus pentru prima dată mâinile pe clapele unui pian, mama m-a învățat. O să vedem, privirea e aceeași, ia uite, da. Aceeași ochi mari și curioși. Aici eram Andreea Piticot, la TVR Iași, la începuturile mele în televiziune. Și aceasta a fost legătura către București, împreună cu Divertis, un spectacol care m-a adus în atenția celor de aici. Imediat după acest spectacol de divertisment. Iată-l pe domnul Doru Dumitrescu. Îi port recunoștință pentru sprijin. La jurnal. La jurnal în 97. De unde aveți imaginile astea, măi, oameni buni? Eu nu le am. Cerbul de aur. Începea, precum vezi, cariera mea de zână bună, da? Acesta este momentul în care m-a zărit pe ecran reputatul regizor Valeriu Lazarov. Prezentam un revelion, deși lucram la știri la vremea aceea. Și n-am mai făcut niciun casting. A spus, merg pe mâna fetei ăsteia. Așa că am avut marea șansă de a prezenta Surprize, Surprize, ca reporter, ca și corespondent la Los Angeles, la premiile Oscar. Oh, câte amintiri! Vă mulțumesc din suflet! Chiar nu am aceste imagini și sunt prețioase pentru mine. Mulțumesc tare mult! Sunt convins că plicul acela ascunde o surpriză. Sunt convins că aveți pe undeva un microfon mai înalt și pentru mine. Andreea, te rog de replici cu mască, da? Ia uite-l pe primul coprezentator! Surprize, surprize! Mihai Răzuș! Surprize, surprize! De la 10 seara! Ce tânără eram! Moșule, ce tânăr ești! Același studio, același... aceeași emoție, să spun așa, numai că acum după ani... Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult, Irina Radu, pentru prietenie, pentru sprijin, pentru... Și mulțumesc tare mult vouă, echipei mele din fața micului ecran, dar mai cu seamă fiecărui om care se ascunde în spatele camerei, în spatele pupitrului de sunet, în culise, în regie. Îmi pare tare rău că nu vă pot vedea acum pe toți, să vă spun cu tot sufletul mulțumesc. Se poate vorbi despre viață și de desubturile ei și fără a intra cu bocancii în viața unei vedete. Andreea, vreau să spun că eu nu intru, da? Cu bocancii, sunt încălțată frumos. Da, da, da. Eu vin mai mult decât atât frumoși. Cu vești bune, Andreea. E a treia oară când îmi permit să te deranjez. E ziua ta. Să nu spui că e ziua mea și că ai o surpriză pentru mine. Vreau să-ți dau mulți ani, ți-am mai spus asta deja. Da. Andreea, de obicei mi-e teamă de când intri. Pe toți cei care vin aici și tu îi primești cu inima deschisă, să privească de multe ori spre ecran și le spui așa: draga mea, cineva a vrut să-ți transmită un mesaj de suflet, n-a putut să fie aici, deja sper că nu te superi, că ai văzut cât de mulți au fost și te-au îmbrățișat live aici, în platou. Așa? Dar n-a putut să ajungă, e plecat departe și a vrut însă cu tot din adinsul să-ți transmită următoarele cuvinte. Hai să privim spre ecran. 2, 10, probă, da, se aude? Prima ghicitoare.
Dragă Andreea, ai 10 secunde ca să te prinzi cine se află în spatele acestei căști. Și uite încă o copertă ajutătoare. Sunt sigur că de ziua ta nu îmi simți lipsa. Pentru că ai în jurul tău oameni deosebiți. Deosebiți. Mai am 173 de secunde din răbdarea voastră. M-am gândit să îți testez reacția la surprize. De aceea ți-am pregătit încă o ghicitoare. O să vezi niște imagini dintr-un film și trebuie să ghicești o țară. Căutam secretele supraviețuirii cu zâmbetul pe buze într-un regim totalitar. Aveam după noi un ghid. Oficial era un scriitor de renume. În realitate, omul cred că avea epoleți, pentru că în fiecare seară se ducea, vorbea la telefon, raporta ce am făcut noi peste zi. Într-o zi căutam vrăjitori și, ca norocul, ghidul nostru a dispărut pentru câteva minute. Ne abordează un nene, dacă-ți mai amintești, avea vreo 78 de ani, se uita după tine. I fought in a revolution and I'm still strong. So that's what make me gym. All I need is someone like Și nena începe să înjure regimul, iubindu-și totuși conducătorul. People pretend to be happy, but they're unhappy. Ne-am speriat atât de tare, dacă mai ții minte. Se strânsese lumea în jurul nostru. Eram într-un parc în centrul capitalei. Nenea tot spunea, subiectul era bun. Dar riscul... I'm strong. I go there and I call him things. Norocul nostru că plecase ghidul. Și când nenea în sfârșit a terminat, am sărit în primul taxi și am fugit la ambasadă. Tu acum parcă erai Ana lui Manole. S-a deschis cerul în fața ta, ploua și fulgera, era o furtună tropicală. Dacă ții minte, 5 metri am avut de la ușa taxiului la ușa ambasadei și ne-a curs o găleată imensă de apă în cap. Eram uzi ciuciulete. Parcă era magia despre care vorbeam în film. Am intrat, am dat caseta ambasadorului, vă rugăm frumos, luați-o, faceți ce știți cu ea, nu putem să o ținem. Now, am I on air? Yes. Okay. Uite, acum o bucățică din film, din povestea înregistrată. Tu trebuie să ghicești țara. Asta este a doua ghicitoare. A, și uitasem. La mulți ani. Am luat foade la lapte. Mi-am pus sticla. Să-i lămuresc pe cei de acasă. Este vorba de Călin Vrabie, omul cu care am făcut În conjurul lumii. Am fost în Africa, am făcut documentarul Kilimanjaro, am fost în Cuba. Ați văzut imagini din Cuba. Unde n-am fost? În Asia, în Thailanda, înainte și după tsunami. În lumea întreagă. Nu mai amintesc acum de emoție, câte trăznăi am făcut împreună. Acolo, la coadă la lapte, eram, de fapt, la coadă să-l vedem, să-l întâlnim pe Fidel Castro, ceea ce s-a și întâmplat. Mulțumesc, Călin, probabil că ne urmărește acum din Austria, unde el s-a stabilit și trăiește împreună cu familia. Vă doresc Crăciun minunat și mulțumesc pentru această surpriză. Ne revedem în seara de Revelion cu o ediție specială dedicată celor care se privesc în oglindă și spun fără urmă de egoism, fără teamă de ridicol, cu iubire și atât, sunt un învingător. Se poate! Încearcă și tu! Ne revedem și duminica viitoare pe 29 aici, la Prețuiește Viața. Vă iubesc și Andreea, pentru că sunteți parte din Andreea, familia noastră, aici, vă mulțumesc. Nu închidem aici, pentru că avem o surpriză pentru tine. Încă o surpriză! Mare și la propriu și la figurat. Nu, adică, nu privi spre poartă, te rog, de data asta. Da. Stau cu minte? Vă rog, da, privește spre mine, uită-te la ei. Ochii la voi, da. Așa. 3, 2, așa? 1. N-am voie să mă întorc? Acum întoarce-te! Mulțumesc, mulțumesc, Geo Barayan de la Impression. Mulțumesc! 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 Mă iubesc din tot sufletul! Mulțumesc, dragii mei! Mulțumesc, irachianul meu! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc!
multă, multă dragoste. Vreau să vă spun mare mulțumesc. Te iubesc, prețuiește viața. Mulțumesc și vă las să dansați. Să vin și eu.